Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjan. Avem plăcerea să revină în studiou domnul Marius Iorga, președintele Cenaclului Columna, în același timp unul dintre scriitorii importanți ai județului Gorj din ultimile decene. Bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să începem și ne-am propus la Școala Gorjan în această seară să discutăm puțin despre o situație, aș putea spune eu, paradoxală pe undeva. Și anume, limba și literatura română și-a păstrat, cum era și normal, denumirea. Și-a păstrat denumirea, dar din păcate mai mult prima sintagmă este cea corectă în învățământul actual. Nu se mai prea pune accent pe literatură, pe, în general, pe creație, să spunem așa. Mergem pe acele, în diverse examene, subiectele au ajuns numai folosind texte literare, apropo, la examene, și ne trezim cu citate din nu știu ce ziar sau nu știu ce altceva. Din literatura jurnalistă. Da, da. Ei, problema este că nu știm dacă e bine așa. Mai ales că avem o lungă tradiție în învățământul românesc, hai să pornim de la Spirul Hare să ne mai ducem mai jos, în care s-au creat generații și generații de intelectuali ai țării care au cochetat cel puțin cu literatura într-o anumită vreme. E, de aici aș vrea să începem discuția noastră. Cum vi se pare situația acestei discipline la nivelul învățământului românesc și poate de aici ce vă propuneți dumneavoastră ca și cenaclu în ultimii ani când s-a revigorat această activitate, că cred, cel puțin din ce am văzut că faceți și aveți ca program, cred că încercați să corectați puțin această situație, de ce nu șereasă, aș putea spune, a literaturii la nivel de învățământ. Evident că încercăm să îmbunătățim numai prin ceea ce am putea spune activitățile noastre, care nu sunt nici pe departe de catedră. Nu suntem absolut deloc implicați în ceea ce înseamnă activitatea de școală, activitatea de clasă. Acum, nu cunosc foarte bine programa școlară de la disciplina de limba și literatura română. Cred însă că este rezultatul și unei accepțiuni sau ar unei activități care se simte foarte mult și în viața literară din afara școlii. Se merge foarte mult pe critică. Revistele literare, din ce mai apucăm și noi să le mai prindem pe la Târgu Jiu, că nu prea vin, pentru că nu au... Nici prin centre nu se prea găsesc așa sau sunt tiraje confidențiale, ca să spunem cam așa. Foarte, foarte mult din paginile acestor reviste sunt cu critică. Foarte puțin este creație. Deși, surprinzător este faptul că, din ce am observat, se scrie totuși mult în România. Evident, problema cu distribuția. Deci, ceea ce reușim noi să prindem, tot pe principiul comunist din mână în mână. Deci, cel puțin la noi în oraș, la ora actuală, distribuția de carte este, hai să nu zicem la pământ, dar este asimptotic către zero, ne mai rămânând decât o singură librărie importantă, librăria Eminescu din centru, restul cred că sunt, dacă mai sunt vreo două, la limita supraviețuirii și... Și oricum nu prea au carte... Și nici nu prea au carte ca să conteze, exact. Iar cândva, chioșcurile de ziare care aduceau și la un moment dat chiar aveau o ofertă destul de bogată, acum se rezumă la cele suplimente de ziare, exact, cărți câte... de mâna a 10-a și... Da, nu neapărat cărți de mâna a 10-a, dar sunt cărți vechi. Deci, practic, sunt pentru că este problema, presupun, a drepturilor de autor și atunci ei se mulțumesc să reediteze a nu știu câta oară cărți editate de mult timp. Ceea ce încercăm noi să facem la Cenaclu și prin această activitate a Cenaclului, ceea ce presupune, de fapt, activitatea de Cenaclu, este, evident, să ajutăm creația.
cam dificil în ultima perioadă, pentru că, sau așa credem noi că este una din cauze, mă gândeam în timp ce veneam către emisiune, deși există această libertate de exprimare, practic poți să spui tot ceea ce te doare, poți să formulezi tot ceea ce vrei să formulezi, toate ideile pe care le ai și vrei să le faci publice, vrei să le împărtășești cu ceilalți, cei care încearcă să facă așa ceva au o mare problemă. Nu suportă critica. Este foarte dificil să accepte o părere cât de cât critică la ceea ce scriu ei. În primul rând, îi aduci relativ greu într-o ședință de cenaclu. Dacă vin o anumită perioadă de timp și își exprimă dorința de a citi, de a prezenta într-o ședință de cenaclu ce au scris, se retrag ca și melcul în cochilie în momentul în care se începe o discuție referitoare la părțile slabe. Evident, nu, sau din capul locului, noi îi apreciem pe cei care, pe creatori, pe cei care scriu. Îi considerăm cumva deasupra mediei. Și de aici, nici unul din membrii cenaclului Columna nu fac observații cu răutate. Toate aceste discuții sunt prietenești. De aici probabil și tendința de a compara sau de a nominaliza cenaclu în, ca și școală de literatură. Nu este chiar o școală de literatură. Este mai degrabă un loc unde te întâlnești cu oameni cât de cât mai experimentați și care îți văd foarte repede și foarte ușor părțile slabe. Un loc unde se cizelează, practic, talentul. Exact. Exact. Pentru că talent, deci pentru o creație adevărată, este talent plus foarte multă muncă. Ori venind la cenaclu, ești învățat să muncești. Da, important. Ești învățat să muncești și, evident, rămâne la latitudinea ta să continui. Noi zicem așa, dacă se ia în serios respectivul autor. Pentru că acum cei tineri, cei până în 19 ani, pentru că despre ei în principal vorbim, scriu. Se scrie mult. Am observat pe internet, foarte mult se scrie. Din păcate, s-a ajuns la o, să zicem, o cultură a acestui Facebook. Adică există foarte multe grupuri pe Facebook în care toată lumea, toți membrii grupului își publică, își fac cunoscute creațiile. Nu am văzut în niciunul un comentariu, să-i zicem, negativ. Adică, vezi că rima aia nu e bună, vezi că acolo ai scris greșit sau vezi că ai pus virgula între subiect și predicat. Deci, ei se mulțumesc numai pe like-urile pe care le primesc. Like-uri pe care, personal, poți să le dai de complezență de mult. Evident. Clar. Deci nu, bine, nu sunt relevante pentru... Problema e, cred că noi am început discuția, de fapt a fost cu intenție, apropo de ce se scrie, ce se mai scrie și dacă tânăra generație mai scrie, așa, asta era și senzația mea, că se scrie foarte mult, dar și prost. Problema e alta. Mie mi se pare, din ce vedem, apropo că vorbeam de sursa Facebook acolo, de mai văd și eu de foarte multe ori, mie mi se pare o lipsă de cultură la foarte mulți dintre ei, o lipsă de cultură crasă.
Și aici cred că ar putea interveni o altă discuție și cred că și aici rolul Cenaclului, de fapt am văzut ca program, faptul de a stimula și lectura. Pentru că eu am impresia că mulți dintre tinerii aceștia, deși talent ar avea, au o anumită lejeritate din a se mișca, a folosi cuvintele, nu reușesc, datorită lipsei de cuvânt, datorită lipsei de lecturi, datorită să facă mai mult. Lipsei de vocabular. Da. Deci ei vorbesc limba română, dar cred că nu cunosc din limba română decât, hai să zicem, 30%. Hai să zicem 30%, ca să nu... Este foarte greu să faci literatură folosindu-te numai de limbajul cotidian. Decât dacă vrei neapărat. Dar până la urmă, eu mă refer din punctul de vedere al prozatorului. Deci dacă îți pui niște personaje, pui în gura unor personaje ale cotidianului, limbajul cotidian, dar dincolo de aceste personaje trebuie să faci și niște descrieri, trebuie să faci mult mai multe în ceea ce înseamnă un roman și atunci ce scrii? Pentru că nu poți să faci o carte, un roman, numai cu limbajul cotidian. De asta am fost într-un juriu la un concurs pe care l-a organizat doamna profesoară Lili Roată cu elevi de-ai dumneaei de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, tot pe tema lecturii. Am avut și o discuție în contradictoriu cu un prieten referitor la acest aspect. S-au ales niște romane și fiecare copil elev citea respectivul roman, urmând ca în fața celorlalți și al unui auditoriu care se prezenta, care era în sală, să îi convingă pe ceilalți să citească respectivul roman. Au fost și niște premii. Observațiile pe care le am avut la data respectivă, exact la acest aspect s-au referit, lipsa vocabularului. A fost ok că au citit o carte, dar cei care au preluat, de pe unde au preluat critici despre cartea respectivă, a fost în regulă. Dar în momentul în care ar fi trebuit să se refere, chiar l-am întrerupt pe un elev și am zis, bun, asta ne-ai lămurit că ai citit critici și totuși ce ți-a plăcut ție la cartea respectivă. Surprinzător a fost că a reușit să vorbească cu cuvintele lui, dar marea majoritate foarte greu se exprimă. Da, aici cred că e o problemă actualei generații, se rezumă cumva la lectura de pe Facebook, indiferent care ar fi ea, și ajunge foarte greu la o carte. Am avut exemplu fericit pe care ni l-ați dat, e vorba de Colegiul Național Tudor Vladimirescu, probabil și celelalte colegii naționale și încă vreo două, trei se mai citesc, adică ora de română înseamnă și altceva decât ora efectivă. Dar, din nefericire, foarte mulți dintre tinerii actuali, chiar ajuns la vârsta liceului, au extrem de puține lecturi sau poate nu le au deloc. Adică, eventual, în cazul fericit, e lectura manualelor școlare, dar mai mult de atâta nu. Apropo de făceam un experiment, e adevărat, la nivel de gimnaziu și făcut... Chiar am rugat câțiva prieteni de istorie, câțiva colegi de istorie să facem un experiment la mai multe, din rural, e adevărat, la mai multe comune. Cam ce ar ieși, dacă au citit, sau nu, dacă au cărți acasă. Asta a fost întrebarea inițială și apoi de ce aș citi din ele. Dar prima a atras atenție, la cealaltă probabil a fost și fală. Deci vreau să văd că a rezultat sub o treime dintre copii din rural aveau calculator, au chiar conexiune, în mediul rural, conexiune la internet, peste jumate dintre ei, în schimb, cărți, o bibliotecă proprie acasă, indiferent de câte volume, că nu am cerut să precizeze numărul de volume, foarte puțin. Deci foarte puțin aveau, în afară de manuale, nu mai aveau o altă carte acasă. Aveau ziare, chiar pe print, apropo de ce greu se mai face print în ziua de astăzi, dar nu aveau cărți.
Eu zic că asta spune foarte mult despre, să zicem, îndreptarea tinerii generații spre o carte. Și apropo de difuzare, cum vorbeam, e și problema aceasta că din ce în ce mai puțin cumpără o carte. Poate, apropo de situația de la Târgu Jiu, poate că nu este nici rentabilă o activitate de acest gen, de asta a fost abandonat. Este și aspectul legat de prețul cărților. Cărțile au devenit destul de scumpe, la 40-50 de lei o carte, deja sunt niște probleme. Chiar și pentru cineva care dorește să citească, care dorește să cumpere cărțile. Adică te duci într-un mall, într-un oraș mare, intri în Cărturești și ești plângând. Pentru că n-ai destui bani ca să iei chiar, sau trebuie să faci o super cenzură. Până la urmă să te hotărăști foarte greu ce carte să cumperi. Sau funcția de buget. Cunosc foarte mulți prieteni de aici din Târgu Jiu care în momentul când sunt acele târguri, apropo că se apropie Gaudeamus. Da, târguri de genul acesta, merg, se pregătesc pentru că pun câteva milioane de lei vechi acolo și se duc și își cumpără cărțile care și le doresc la un preț mai bun în acel moment. Dar persoanele respective în restul anului n-ajung să mai cumpere o carte. Da, fac un fel de foame a cărții. Da, da. Mă gândeam acum în timp ce spuneai despre faptul că nu au bibliotecă acasă, eu am observat chiar mobilierul de bibliotecă de la ora actuală are din ce în ce mai puține rafturi de cărți. Noi suntem obișnuiți cu biblioteca, deci era clasic biblioteca în mijlocul mobilierului de sufragerie. Acum sunt câteva polițe pe care să pui cărțile, s-ar putea să pice. Da, deci numai pentru obiecte de decor. Este și acesta un aspect. De societatea consumului. Bine, scuză-mă. Putem să ne legăm și de cealaltă latură, adică cartea electronică, la care însă, din păcate, nu ajunge toată lumea. Deci e-read-urile mai greu. Iar până la urmă, a citi o carte înseamnă un efort de voință. Iar generațiile mai tinere sunt cam lipsite de ceea ce înseamnă voință și de dorința, de capacitatea de a face un efort de voință. Adică este foarte dificil să îi faci să stea o oră, două ore cu nasul între niște pagini și să citească. Prietenul Cristian George Brebenel, când ne mai ducem la întâlnirile cu elevii, încearcă să le spună despre binefacerile lecturii, a cititului asupra neuronului, asupra creierului, și da, toți se uită la el ca la mașini străine și o să zic probabil că ăsta este din generația veche, probabil consideră ei lipsit cu un contact pierdut cu realitatea. Nu este așa, pentru că noi încercăm. Avem și noi un blog unde încercăm să facem publică activitatea noastră, mai publicăm și proze, poezii, ce se mai citește pe la ședințele de cenaclu, chiar și ușoare, și poze, nu foarte multe, pentru că la un moment dat poate două ușoară notă de narcisism, așa că se găsesc cam aceleași persoane pe acolo. Bine, acum să nu uităm, dacă urmărim ce se întâmplă cu fenomenul literar în țările occidentale, în America, să nu uităm că scriitorii care sunt, bine, e adevărat, nu mai sunt atât de mulți cum erau odinioară, sunt și vedete media în același timp, sunt promovați cu obstinație,
fotografiile, deci un scriitor mare de afară, este, deja este cunoscut figura lui, e ca unui cântăresc de muzică de ori ăsta. Deci e promovat la greu pentru a putea vinde cărțile și reușesc să vândă cărțile. Bine, aici intervine în, nu știu de ce, tot am tendința de a spune în Occident, mă rog, hai să zicem în afara granițelor țării noastre, există și mai ales în cei care au tradiție în ceea ce înseamnă democrație, ca să nu vorbim de pragmaticii care sunt cei din Statele Unite, există instituția impresariatului. Deci nu numai impresariatul care este la noi și s-a dezvoltat la noi la manele și maneliști, ci pur și simplu la tot ceea ce înseamnă inclusiv artă. Pentru că fiecare, orice nume mare, nu neapărat numai cei scriitori, până la urmă și muzicienii, soliștii, tot ceea ce vedem noi și ne extaziem în fața produsului lor, în spate au o întreagă echipă de marketing, bani foarte mulți și uneori și o doză de noroc. Ne povestea Cristian George Berbenel apropo de Coelho, care scrisese Alchimistul, foarte puțin succes, foarte puține cărți vânduse. A venit cineva din Statele Unite și i-a propus să-i traducă romanul în limba engleză. A fost publicat în Statele Unite, nici acolo nu a avut foarte mare succes, până în momentul în care, n-aș putea să spun exact, dar un președinte al Statelor Unite a ieșit, nu se știe cum, cu romanul Alchimistul în mână. Și atunci a început toată nebunia, pentru că toată lumea a început să caute romanul respectiv care îl ținea președintele Statelor Unite în mână. Bun, avem un exemplu de scriitor de mare succes român în ultimile luni, cred că Eugen Ovidiu Chirovi se numește el, care a tradus în engleză un roman care e un succes nebun în țările, în țările occidentale, tot vorbeam de Occident. Un roman care nu că a apărut din neam, pentru că el a mai publicat aici în România, dar acolo face furori și face vinde, pentru că aici e o problemă. Scriitori ar mai fi și unii chiar de real succes. Din păcate, ca să trăiești din lectură, nici nu se mai, din scriere e deja aproape imposibil și pentru scriitorii mari. Deci la eu nu știu, da, nu știu ce ar face acum în România un, să ne întoarcem la un Camil Petrescu sau Mihail Sadoveanu, dacă ar putea să trăiască din scris chiar în perioada asta de după 1989. Apropo de tirajele. Apropo de tiraje și de ceea ce înseamnă drepturile de autor, se cam moare de foame. Dacă ar fi să îți renunți la tot ceea ce înseamnă altfel de activitate extra scriitură și să rămâi și să-ți scrii și să ai un impresar care îți ia cartea respectivă, se duce la edituri, mă rog, cu procentele de comisioanele aferente. Greu. În general, scriitorii de la noi sunt cei care mai sunt cei mai tineri, pe lângă ziare, sunt cadre universitare, adică au, totuși, nu există scriitori profesioniști. Da, aici e o mare problemă și mai e și chestia asta și de asta vă și admir activitatea și o să discutăm mai, chiar și astă seară mai mult pe chestia aceasta. Faptul că încercați să nu rămână casta asta a scriitorilor închisă, ci încercați să vă deschideți și spre tânăra generație, atât cât se lasă ea deschisă, în sensul să vină spre scriitură, și atât că reușiți cât de cât să mai aduceți și nume noi între acestea, că de Marius Iorga se știe de câteva decenii ca da, scriitor, de Cristian George Berbenel, tot l-ai amintit aici, de tot așa. Mai sunt câteva nume de la Spiridon Popescu și ceilalți, care nume care deja sunt consacrate, dar tânăra generație o cunoaștem, să spunem așa, doar din acel blog al Cenaclului, mă refer pentru lumea cealaltă, cei din Cenaclu cu siguranță, spuneți-mă, și chiar v-aș ruga să amintiți câteva nume,
de tineri care bat la porțile afirmării și dacă mai sunt și elevi ar fi și mai bine, în sensul că... Acum, da, o să dau numai un singur nume pentru că e sunt, suficient să arătăm că avem și tineri. Sunt foarte încrezător în puterea ei. Eu am mai spus, cred că și la încă o altă emisiune, am mai spus același lucru. Problema cea mai mare cu liceenii care vin în cenaclu, cei care, așa cum am zis, se iau în serios, deci cât de cât consideră sau scriu la modul semi-profesionist, în momentul în care pleacă la facultate, îi pierdem. Îi pierdem în sensul că, evident, ținem legătura cu ei, dar... Apare alte tentații și... Alte tentații. Acum, cine se duce la facultate, să zicem că se duc să învețe. La modul ideal. La modul ideal. Nu, că mai sunt și copii care se duc să învețe, care se mai și angajează, care mai... Deci și lucrează și nu mai au timp să... Și, în general, mai este și... aspectul legat de faptul că cel puțin dacă ar fi 3 plus 2 ani, ar fi 5 ani, zicem că 5 ani nu-i avem și se întorc. Nu se mai întorc. Am mai discutat noi acest aspect. Rămân pe unde rămân și poate îi reîntâlnim când și când, dacă reușesc să depășească tot ceea ce înseamnă cotidianul, ca să nu zic mizerul cotidian, și reușesc să se debaraseze de acest cotidian și să se pună la masa de scris, la laptopul de scris sau poate tableta, depinde cum scrie și ce oricum, scrie clar fiecare. Nu la mașina de scris. Asta că... clar nu la mașina de scris, deci cred că super nostalgici s-ar mai apuca de țăcănit la o mașină de scris. Acum, pentru că tot vorbeam de un nume și n-am zis numele. Da. Da, este o elevă, acum clasa 10-a, Ioana Tolorga. Da, de la CNSH, cred. De la Spirul Haret. Da, da, se remarcă și în concursuri de diverse, inclusiv la Tinere Condei. Interesant la... este că ea este și foarte bună la matematică, a fost și pe la Olimpiade Naționale. Este o problemă pe care mai greu poate ea să participe la ședințele noastre de cenaclu. Noi o considerăm prietena noastră. Are ore și nu poate să vină. Și mai are și problema că nu stă în Târgu Jiu, este de la Bumbejiu. Și mai greuț așa. Deci la ședințele de cenaclu la care am mai participat în anul trecut școlar, stăteau părinții și o așteptau până terminam ședința și o duceau acasă. Da, este și asta o problemă. Da, sunt și, mărturisesc că eu știu câteva nume de pe blogul cenaclului. Însă ce vreau să spun și asta e, aș spune eu că până la urmă definește acest lucru. Sunt totuși, ați reușit să identificați o generație tânără din aceștia, dacă un nume... Dacă un nume se rezolvă reuși, ceva, da, va reuși e să bine, se, să e se bine. Impună. Pentru că dacă luăm acum și actualii membri ai Cenaclului Columna și mă refer la senatorii de drept, nu la, să spunem așa, rezerve, sunt din generații diferite. Ceea ce arată că n-au fost nu știu câți de aceeași vârstă sau în același timp. Deci, practic, vin din perioade diferite ale Cenaclului și ați reușit să vă impuneți la un anumit moment și să rămâneți. Da, bine, nu știu, acum am impresia că și această discuție și termenul acesta de cenaclu cam sperie, pentru că oamenii, tânăra generație, să hai să zic copiii, nu prea pricepe ce înseamnă asta cenaclu. Probabil ar fi acum, pentru că este foarte pe buzele tuturor în tot ceea ce înseamnă acum existența noastră de cotidiană, să zicem un club. Da, cred că ar fi bună ideea. Da. Dar nu știu cum ar suna clubul Columna. Da, ar suna. Și cred că, apropo de
să zicem, de brandul Columna, cred că cei care cunosc Columna s-ar uita destul de chiorâși la acea... De ciudat la ceea ce înseamnă Cenaclu. Pe de altă parte, Cenaclu, în esență, și care sună ciudat pentru generațiile mai tinere, are rolul și a avut totdeauna rolul lui. Problema e că aceste ce... Cred că în anii 90 și chiar înainte de 89 erau mult mai multe, erau încurajate, erau cenacluri chiar pe la casele de cultură, pe la diverse instituții, se încercau... Erau cenacluri inclusiv la fabrici. Da. Deci la fabrici și uzine. Bănuiesc că de multe ori acestea erau un heirupism gen... integra cumva în cântarea României, dar până la urmă au reușit să descopere talente. Pe dialectică... Da. Acumularea cantitativă duce la un salt calitativ. Deci din tot ceea ce era, din tot multul care era, ieșea ceva în față. Acum avem această problemă că nu mai avem cantitate. Și cum am zis, chiar dacă se mai ridică vreunul, este dificil și este destul de... anevoios să ajungem și să depășim această teamă de critică. Se sperie foarte repede, au impresia că ai ceva cu ei, că de ce nu vă place? Aici este că mie îmi place, vouă de ce nu vă place? Aici este o discuție, cum am zis, nu o face nimeni cu răutate. Suntem prieteni, suntem până la urmă colegi de suferință creatoare. Deci toți vrem să arătăm partea frumoasă a lumii sau să înfrumusețăm lumea. Suntem, apropo de chestia aceasta de, să zicem, redescoperire, deci, sau descoperirea de tinere talente, și redescoperirea lecturii, ați inițiat începând de anul trecut acel proiect de mers în școli, să vă întâlniți direct cu copiii, cu profesorii, la ei acasă. În licee ați făcut acel lucru în esență. Da, pentru că mergem pe elevii de liceu. Și va continua acest program și în perioada următoare? Da. Care sunt, să spunem așa, primele rezultate sau primele concluzii ale acestor manifestări? Deja la colegiul Henri Coandă fuseserăm chemați a doua oară. Din păcate a fost evenimentul nefericit cu Clubul Colectiv și s-a contramandat întâlnirea. Urmează să se reprogrameze. Nu știu ce să zic. Eu am plecat de la premiza, de fapt am vorbit cu colegii și le-am zis să mergem acolo să le arătăm că mai există, bine, Spiridon Popescu face și o glumă apropo de asta, le-am zis că să mergem să le arătăm că există și scriitori în carne și oase, deci care mai trăiesc și care au cărți publicate. Să nu rămână numai la Beminescu, Creangă, Caragiale, trinitatea noastră așa supremă. Atmosfera totdeauna cu elevii a fost degajată. S-a mai găsit câte unul care a mai citit și câte o poezie, asta în funcție de organizator, de profesorul care a organizat întâlnirea respectivă și apucase sau, mă rog, avea rezerve din acest punct de vedere. Eu zic că trebuie să le oferim această alternativă. Că este foarte ușor să spunem nu interesează, dar de fapt să nu le oferim. Poate că îi interesează. Sau poate vom găsi dintre cei care vin la acea întâlnire. Sau, exact, sau se va găsi până la urmă cineva care să zică, domne, da, sunt și eu interesat, nu este neapărat nevoie să vină la ședințele de Cenaclu ca și creator. Pur și simplu să iasă din tot ceea ce înseamnă cealaltă viață și să participe ca și consumator sau ca om care chiar îl interesează viața aceasta literară. Pentru că noi nu ne întâlnim numai în ședințele de cenaclu care sunt organizate. Peste vară, de exemplu, ne-am întâlnit în fiecare joi în virtutea inerției
la o bere și la o cafea, la o discuție și chiar râdeam și ziceam că atmosfera este chiar mai faină decât... decât evident că ar fi trebuit să fie, era mai frumoasă decât în ședințele de cenaclu, unde încep discuțiile și unde câteodată mici împunsături chiar și între noi, pentru că unuia nu-i convine părerea celuilalt sau îi se pare că nu este chiar foarte la obiect. Deci noi ne mai ciondănim și între noi, dar când se termină ședința de cenaclu, rămânem aceiași prieteni, nu, fără ranchiuni. Ați avut de-a lungul anilor, apropo, dacă vorbim de istoria cenaclului și am mai vorbit noi de ea și de-a lungul timpului în emisiuni, a fost tradiția ca unii dintre membrii cenaclului erau și reputați profesori de limba și literatura română, de unde începuse discuția noastră. Cum vedeți acum colaborarea cu profesorii de limba română? Nu prea este. Deci, nu prea este. N-aș putea să spun de ce. Tot cei mai în vârstă se mai ocupă. Adică, de exemplu, domnul Trancău rămâne... Bine că dumnealui zice că ar trebui cenaclu columna să-i plătească pensie, pentru că a depășit anii de pensionare și pentru activitatea în cenaclu columna. Da, și mai obișnuiesc să spune că dânsul e în retragere deja, așa spune că e, ca și ofițerii, știți, exact, a depășit deja perioada de rezervă, e trecut în retragere, da? Da, încercăm și momentan ține foarte bine și ținem aproape legătura cu doamna Lili Roată. Chiar da, avem Gorjan, avem da? Niște planuri comune, niște proiecte comune pe care o să le desfășurăm, adică vrem să continuăm, am avut o discuție cu dumneai și ar vrea, mi-a propus în jur de 15, nu chiar 15, 14 ianuarie, deși o sărbătoare Eminescu și toată lumea se duce cu gândul la Eminescu, nu, să facă un fel de, nu concurs, dar să aleagă niște elevi care să citească până atunci din creațiile autorilor gorjeni și în ziua respectivă fiecare să spună ce i-a plăcut și mai ales ce nu i-a plăcut la respectivul autor. Cred că e o idee extrem de interesantă. Este o idee extrem de interesantă. I-am spus da din prima, deși doamna profesoară, că știți, domnul Marius, dar s-ar putea să fie să nu le convină. Doamnă, faceți așa și să vedeți că iasă bine. Deci chiar este foarte interesant, pentru că până la urmă și nouă, și noi suntem interesați de un feedback cu cititorii. Chiar dacă sunt oarecum obligați să citească. Dar este interesant că așa toată lumea, vai ce frumos ai scris, like-uri, și niciunul nu zice ce l-a deranjat. Și ar fi foarte interesant. Da, și rămâne până la urmă și obiectivul că poți să scrii pentru scriitori, e mai simplu în sensul că poți să scrie pentru o stare de fapt, să descarcă, să zicem, emoțional, sunt diverse alte explicații. Pe când, în varianta asta, apărând feedback-ul, deci se adresează și cuiva. Și așa ar fi normal să fie mesajul ăla să ajungă la receptor. Exact, și reacția receptorului. Da, aici este foarte interesant. Cred că noi avem o problemă, nu neapărat noi în Gorj, dar scriitorii noștri contemporani au problema aceasta. De asta se și refugiază, poate, pe Facebook și din aceasta, de a n-a mai ajunge la cititor foarte mult și să se rezume la acel feedback care îl are prin intermediul Facebook-ului, care spuneam că de multe ori e contrafăcut. Ca da, este fals, este da. Fals, da, da. Bine, sunt scriitori care au bloguri și s-au refugiat în literatura. Sunt blogeri și unii dintre cei mai cunoscuți chiar au ajuns să aibă bloguri și citite. Dar asta nu înseamnă că se înlocuiește. Indiferent cât am face noi un site de internet, indiferent cât de citit ar fi, parcă nu e același lucru cu o carte. Bine, cel puțin pentru generațiile noastre. Pentru generațiile noastre, da.
pentru generația care se naște cu telefonul de gât și deja nu mai este telefon, că este smartphone și ai tot felul de posibilități la el, inclusiv la a citi cărți în format electronic, pentru ei cartea poate să fie până la urmă o, nu știu, ceva, o antic, ceva ce va ține de miturile civilizației omenești, pentru că lor li se pare ciudat, chiar dacă dispozitivele speciale de lectură, când dai cu degetul, imită chiar răsfăirea, răsfăirea paginii, și dar e numai o chestie electronică, nu este același lucru, cum zicea și Cristi Brebenel, pentru că uite, cu el am tot discutat și mai mult. Și a participat indirect și la emisiunea. Și la noastră, emisiune, exact. El zice că, măi, e altceva când simți cartea, când o deschizi nouă, cumpărată din librărie, mirosul de, mă rog, zicem de plumb, nu mai este de plumb și de cerneală, să spunem așa. Așa. Poate fi jet sau poate fi altfel. Da. Dar sunt foarte mulți care sunt atrași foarte mult de cartea veche, de mirosul cărții vechi. Cunosc foarte mulți care, da, care nu le place o carte nouă. Uh-huh. Deci le place o carte de anticariat, sau nu neapărat de anticariat, dar o carte veche. Nu le deci nu se simt bine dacă au o carte nouă, li se pare artificială, plasticată, chestii de genul, te-am explicat cineva la un moment dat. Da, pentru că acum cu toată tehnologia și cu se folosește din ce în ce mai mult, bineînțeles, se vrea ca factorul estetic al cărților să fie tot mai ridicat, să fie hârtie cât mai aproape de, cum îi zice, de plastic, cerneluri, nu mai este acea hârtie veche a cărților pe care le știm noi. Bine, acum probabil că este și o problemă de obișnuință până la urmă. Suntem cu câteva minute înainte de finalul emisiunii și având în vedere că avem totuși un scriitor, un prozator în carne și oase, apropo, cum spuneam de mai devreme, da. Cum vede, la ce lucrează la acest moment prozatorul Marius Iorga? Greu de zis, pentru că, așa cum ziceam mai înainte, e greu să te smulgi. Este greu să te smulgi. Bine, poate că este și o ușoară lene și asta e așa o automotivație, că nu pot să-mi creez starea. Eu am început un roman de vreo 2 ani de zile, am terminat niște proze scurte. Încă nu sunt foarte decis dacă o să mai scriu o proză două și să închierb o carte de proză scurtă sau mă voi apuca realmente de roman, la care am scris puțin, și să-l finalizez, pentru că am făcut o pauză cam mare. Am înțeles, și era o chestie de genul acesta, este prezent în chiar acel volum al Cenaclului. În Gorjul Literar. Da. Un volum pentru care vă felicit. Întâmplarea a făcut, adică întâmplarea fiind Marius Iorga, el mi-a dat acel volum și n-am reușit să-l parcurg chiar. De fapt, am luat-o selectiv, nume care le cunoșteam, și eram, da, curios ce scriu de multe ori sau ce au mai scris, dar ce-am citit am rămas extrem de plăcut, impresionat, deci vreau să spun. Dar apropo de acest lucru, pentru că foloseam experiența de scriitor, de prozator, cum vede scriitorul Marius Iorga evenimentele din ultimile săptămâni, de fapt din ultima săptămână după tragedia de la Colectiv? Este destul de înspăimântător. Am și eu copil, am o fiică. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel tuturor. Am trăit, pentru că este în București și pentru că și ea merge în, nu chiar cluburi, obișnuiește să meargă prin
Lipscani, acolo, zona centrului vechi. Și vă dați seama că am fost extrem de agitați, deci până când am reușit să o prindem la telefon. Nu e bine, nu e bine ce s-a întâmplat. Cred că, așa, dacă ar fi să vorbesc din prisma unui, pentru că eu am zis întotdeauna și doamna, iarăși o spun de doamna Lili Roată, i-am zis odată că un prozator este un ușor parazit al societății. Cred că dintr-un asemenea eveniment greu s-ar putea inspira un creator să realizeze ceva, pentru că este prea multă durere. Evenimente mai puțin tragice care ar putea inspira o carte, un roman. Dar ceea ce s-a întâmplat, mă refer strict la evenimentul de la colectiv, nu cred că ar reuși cineva să se inspire din această multă durere, din această tragedie, mă rog, puțin spus. Da, din nefericire nu v-am pus întâmplător, pentru că sunt și eu literatură de acest gen, mai ales în Occident, care pune accent pe drame de acest gen și care face vânzare bună, să spunem așa, într-un anumit segment de populație. Există consumatori pentru orice fel de literatură, adică inclusiv pentru literatura pornografică, deci nu să zicem că ar fi o literatură de nișă, care se adresează câtorva consumatori și na, deci se poate. Bun, întorcându-ne la columna și la planurile de viitor, pentru ultimul minut sau ultimile 2 minute din emisiune, care ar fi planurile de viitor pentru sfârșitul de an și început de an viitor? Am reținut deja un proiect comun cu Colegiul Național, Tudor Vladimirescu, da. Păi, v-am zis, trebuie să avem cel puțin o ieșire pentru luna decembrie și aș dori, sper să reușesc să și stabilesc așa o dată cât de cât fixă în decembrie, să începem o serie de lecturi publice. Asta însemnând ca la Biblioteca Județeană, într-o sală, doi autori, pentru că este vorba cam de o oră așa, doi autori să citească. Un autor probabil o să fie ori doi poeți, ori un poet și un prozator. Și aceste lecturi publice să le facem în fiecare lună. Foarte interesant și poate la ele reușesc să participe și tinerii, care, iată că spuneam noi mai devreme, cred că au o problemă ce ține de lectură, ca să nu fim răi. Timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezență, pentru această discuție și poate încercăm să continuăm această discuție și cu alte lucruri legate de Și eu vă mulțumesc și oricând cu aceeași plăcere. Dragi telespectatori, a fost cu noi inginerul Marius Iorga, scriitorul Marius Iorga, președintele Cenaclului Columna. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere!